Privește jocul la un super nivel. Superbet. Fii super! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Un invitat cu adevărat special în această seară la prietenul lui Ovidiu. Este vorba despre unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului nostru, pe care îl cheamă Ion Dumitru și căruia toată lumea îi spune Liță. Bun venit! Bună seara, Ovidiu, și mulțumesc pentru invitație. Special și pentru că Liță Dumitru, doamnelor și domnilor, locuiește de o bună bucată de timp în Statele Unite, în Georgia, și e venit în țară, o să aflăm de ce și pentru cât timp. Până una alta îl las să se obișnuiască cu atmosfera din studio și îl întreb de unde numele ăsta de Liță, că până la urmă... Este, am mai povestit-o de multe ori și probabil că oamenii au auzit și ei același lucru. Deci îmi plăcea când eram mic carnea. Carnea? Carnea. Da, acum îți mai place sau? Nu mai place. După o anumită vârstă, nici carnea nu mai e bună. Și deci maică-mea, nu puteam să spun carne și spuneam că Liță. Și ea mi-a pus numele, mi-a zis Liță de mic copil. De la Căliță a rămas Liță. Da. Deci numele e de la mama. Da, de la mama, da. Da. Zimniță, ce cauți din America la Chiajna? Liță Dumitru, o clipă, să mai dau eu două, trei informații. Liță Dumitru e chejnean. E chejnean după locul nașterii. Și eu sunt chejnean, dar sunt prin adopție. Numai că s-au făcut deja 20 de ani de când m-am mutat la Chiajna. Când m-am mutat eu, comuna avea 6500 de locuitori. Asta are peste 100.000, dacă nu vreo 120.000. Liță s-a născut și a crescut acolo, are casa acolo și de câte ori se întoarce, vine la Chiajna, unde ești acum. De ce ai venit și cât stai? Am venit, m-am gândit că ar fi foarte bine să ajut și eu copiii, pentru că am observat că în ultima perioadă în România antrenorii de la copii au dispărut. Și apar din ce în ce mai puțin copii să iubească fotbalul și să vină să participe și să se dezvolte ca fotbaliști. Și am vorbit cu Mircea Minea, primarul. Da, și i-am spus că vin. A zis: domne, vino. Am venit și în condițiile când am venit aici m-am ocupat prima lună de copii. Chiar am început antrenamentele cu copii și o să dăm pe Facebook ceva aspecte din ceea ce facem noi și cu portare. Dar în ultima perioadă domnul primar a zis: Liță, vreau să mergi la echipa mare și să faci aceeași treabă bună care ai făcut-o la timpul respectiv când i-am preluat, dumneavoastră știți, din divizia D până în divizia A. Echipa mare cam început cu Stângul în divizia asta. Anul ăsta, da. Auziță, scuză-mă, dar cum îți explici faptul că mai de mult, în urmă cu 20-30 de ani, erau niște antrenori pentru copii și juniori pe care îi știa toată lumea? Kluge, Gorgorin, Ola, Știrbei, toată lumea îi știa și acum au dispărut. Ianovski un pic mai târziu. Pe timpul fiecare club avea antrenorii lor, așa cum i-ați enumărat dumneavoastră, acei antrenori erau numai și numai la nivel de copii și juniori. Și nu se gândeau niciodată a putea să antreneze echipe mari, pentru că nici nu au avut de gând. Ei aveau talentul ăsta să descopere talente și să poată să meargă copiii, să facă, eu știu, să devină fotbaliști din pepiniera lor de la clubul respectiv. Eu am fost, când în sfârșit prima dată când m-am dus la o selecție, am fost la Rapid, am mers pe jos de aici, de la noi, din comună, din Zăvoiul ăla frumos care era acolo, am mers până în Grand, pe jos. Și din Grand am luat o mașină care 38 se chema și m-am dus la selecție. La selecție ne-a pus pe un rând Cristescu. Câți ani aveai? Aveam vreo 10 ani. 10 ani. Da, m-am dus acolo și eram printre cei mai mici. Și a trecut așa prin fața fiecăruia și printre altele, când a ajuns la mine a zis: băi, băiețel,
tu du-te acasă și mai mănâncă mămăligă și vii și pe urmă ne ocupăm de fotbal. Până atunci, fotbal mai mare puțin. Mi-a părut foarte tare, am plâns și m-am dus acasă. Și după aia, acasă, ușor, ușor, mergeam în fiecare duminică pe la noi, la Turbina, acolo unde era și casa, era și terenul de fotbal, unde jucau Turbina în perioada aia, prin divizia onoare erau. Și jucau o perioadă din comună, de la noi jucau niște oameni care nu mai trăiesc acum, în sfârșit jucau în divizia, cred că era a 6-a sau a 7-a. Și noi în pauză mai zburdam și noi cu mingile pe acolo, mai le dădeam la portari și se interesau, bă, cine e ăla micu? Era micuț. Tu erai mai mic decât toți ceilalți. Da. Și zic, m-am înscris și eu la școală, la echipa de fotbal la Comunei. Erau mai mari ca mine cu vreo 4-5 ani, dar a zis, vino bă că joci la noi, în sfârșit. Și m-am dus la o perioadă, vreo 2 ani de zile, m-am dus am jucat un meci cu vis-a-vis de fabrica de confecții, era un teren de fotbal 9 mai. Era o zină de, în sfârșit. Unde era asta? Vis-a-vis de confecția, peste drum de confecție, era, așa, în sfârșit, o instituție care se chema 9 mai, era mecanică ceva pe la asta și aveau teren de fotbal și acolo m-a băgat să joc extremă stângă, am driblat cu partea stângă vreo 3-4 ani și am dat gol, dar era mic de statură. Și arbitru m-a văzut și m-a venit la mine și m-a pupat. Bă, zice, cum te cheamă? Că mi-ai dat frumos gol. Bravo, felicite. Câți ani ai? Am spus că am 12 ani. În sfârșit. Și zice, cum te cheamă? Dumitru Ion. Și s-a dus la pauză. Când la a făcut pauză, s-a dus la foaie. S-a uitat, bă, ia-mi încoace, mă, cum te cheamă? Aoleu, trebuia să spun un nume care... Și l-a chemat și pe antrenor și l-a rugat antrenorul să mă lase să joc în continuare. Tu erai atât de mic că nu te puteau trece pe foaie. Și m-a văzut Nichi Mihăilescu, era în perioada aia la Neamichi. Și mi-a dat 5 lei și a zis, băi, du-te mâine la, cum îl cheamă, la Giulești, la noi, la Neacristescu. Și am zis, am fost la Neacristescu, dar de mult, și m-a trimis acasă. Du-te, bă, unde te trimit eu, am zis. Ți-a dat 5 lei ce, de autobuz? De autobuz, da. Auzi, Liță, da. Spune-mi, eu știu că ai învățat fotbal, pe Maidan la Roșu. Roșu e unul dintre satele Comunei chiar. Unde era Maidanul ăsta? Păi era teren de fotbal, nu era Maidan. Unde era? Unde e școala, acum? Păi, și acum e un teren da, acolo, nu? Acum deci nu mai e. Da. Acum nu mai este, l-au împărțit în mai multe părți terenul, l-au desfințat. L-au desfințat pentru faptul că nu mai este de la plastic pe el și au pus, nu știu, în sfârșit. S-a împărțit în mai multe părți. Doamnelor și domnilor, v-am zis mai devreme în startul emisiunii că Liță Dumitru e unul de cei mai mari fotbaliști pe care am avut vreodată și nu e niciun bilet de favoare, nu e nicio exagerare. Îl recomandă 57 de selecții și 12 goluri în echipa națională. Asta într-o perioadă în care naționala juca puține meciuri pe an. Juca unul primăvara și două toamna. De asemenea, dublu campion cu Steaua, a jucat la echipe mari din fotbalul românesc, a jucat la Rapid de două ori, la Poli Timișoara de două ori, care pe vremea era printre protagonistele campionatului, firește la Steaua, la Universitatea Craiova, numai la Dinamo n-a jucat niciodată, dar n-a fost pe partea lui Dinamo. Și vă mai spun ceva, o să dezvoltăm fiecare subiect, printre adversarii direcți pe care a avut Liță Dumitru de-a lungul carierei au fost Pelé, ca să începem cu cel mai mare, Bobby Charlton, ăștia doi la mondialele din 1970, groapa de lei de la Guadalajara, și într-un meci Steaua cu Barcelona, chiar nemuritorul, să zic așa, Johan Cruyff. Bun. Deci cu 5 lei ai ajuns la Rapid. Da. Și după aia am călătorit pe câmpul ăla între Giulești și comuna Chiajna, adică Roșu, cum ar veni, pe drumurile alea care erau de căruță. Mergeam fiecare, pe săptămână mergeam de vreo 3-4 ori.
să fac antrenament, mă duceam până la... Acum 20 de ani când m-am mutat, eu nu era asfaltată decât șoseaua principală. Mai mult de 50 de ani sunt, mai mult de 50 de ani, 60 de ani sunt decât... Ce vă spun eu acum? Mergeam până la capătului 38, pe câmp. Și de acolo, de la 38, dacă aveam bani, mergeam cu mașina. Dacă nu aveam bani, mergeam pe jos până la Giulești. La general nu prea aveai, nu? Nu prea aveam. Familia, o familie săracă? Da, eu am făcut parte dintr-o familie de 4 copii. Eram 2 băieți și... 3 băieți și o fată. Și... mi-a plăcut fotbalul și cel mare, mitică, dar a murit. A jucat și el fotbal, dar numai în Comuna Roșu. Nu a avut așa de mare talent. În schimb, la mine, eu, în sfârșit, după o perioadă bună de tot la Rapid, dar de drumuri care le-am făcut, am progresat în fotbal așa cum trebuia. Adică, tu jucând toată viața mijlocaș, nu? Da. Conducător de joc, să zic așa. Eu conducător de joc nu m-am născut eu, că eu jucam fotbal, jucam pe tot terenul. Da, și nici nu știai ce e. Pe mine m-a însușit ca fotbalist. Eram la junior, la lotul național de junior, când am ajuns la lotul național de junior, la Gigi Ola. La Rapid era atunci antrenor Nea Valentin Stănescu. Tinel Stănescu, Dumnezeu să-l ierte. Da. Și echipa era Rică Răducanu cu Andrei, era Lupescu, Motroc, Dan Greavu, Dinu Jamaischi și Georgescu, Neanae Georgescu. Înaintare era Sărescu, Dumitriu II, Ionescu și Codreanu. Am intrat în echipa aia în locul lui Jamaischi și am jucat în locul lui Jamaischi în condițiile când Nea Tinel, când m-a văzut prima dată la junior cu vreo un an și jumate înainte să debutez, a venit și m-a văzut la jocuri echipe de juniori și în sfârșit m-a întrebat ce post aș vrea să joc eu. Eu i-am spus că vreau să joc numărul 10 și a zis, bă, nu joci tu numărul 10, că n-ai ajuns acolo. Prima dată încep cu numărul 5 și pe urmă cu numărul 10. Bine, bine, încep cu ce vrei dumneata. Dar așa a fost. M-a băgat la Rapid mijlocaș defensiv și pe urmă când a plecat la Steaua, m-a luat cu el și m-a băgat numărul 10. E adevărat că ai debutat într-un meci contra lui FC Argeș și adversarul direct era Dobrin, din adversari. Așa este, deci Nea Tinel mi-a spus, băi, uite, ăla e Dobrin, tu te rog frumos, te ocupi de el. Vă spun ce zic, Neovidel, n-am avut așa mari, spun, șanse de a mă lupta cu el, dar am avut noroc că mă dubla de fiecare dată Pop. Era în perioada aia. Fundașul drept. Da. Și m-a ajutat de foarte multe ori. La meciul ăla mi-au dat nota 10 și lui Dobrin tot nota 10. Dobrin a dat 2 goluri, eu n-am dat 2 goluri, dar am jucat foarte, foarte bine și de atunci a început lumea să întrebe cum mă cheamă. Nu știau, Dumitru Georgescu, Dumitru, dar nimeni nu știa de Liță. Liță mai târziu ce ți-aduce aminte despre Dobrin? Că, pe urmă, o să-ți spun întrebarea aia prostească. Da. Care a fost mai mare, Dobrin, Hagi, Balagi? Da, după părerea mea, cel mai mare a fost Hagi. Hagi, zici. Dar de Dobrin ce ți-aduce aminte? Dobrin a fost un jucător senzațional. Juca faza ofensivă senzațional, deci cu pase foarte bune. N-avea rapiditate, dribla foarte, foarte bine. Avea capacitate de efort nu așa de mare, dar faza ofensivă o făcea senzațional. El nu făcea faza defensivă, că nici nu-i plăcea. Dacă i-ar fi plăcut, probabil că ar fi putut să o facă. Dar adică nu venea înapoi, nu cum venea se înapoi, zice. Da. Nu făcea alunecă. Îi plăcea cu mingea. Îi plăcea dribla, dădea pase de gol, dădea lovituri libere, cornere, bătea de toate. Da. Era dintr-o stofă deosebită. Era. Deci, după părerea mea, a fost un fotbalist mare, mare de tot la noi în țară. Și, în sfârșit, mulți copii l-au avut ca idol, l-au obținut ca idol, au vrut să devină Dobrin, 100% mulți. Nu știu câți au apărut, dar a fost un jucător mare, Dobrin. Bun, și de la Rapid, pe urmă, ai trecut la Steaua, cu care ai și câștigat cele două campionate. Da. La Rapid am câștigat cupa, am jucat cu... nu mai țin minte. Am jucat
am câștigat cupa în 1970, când nu, 1980 sau 79, am câștigat cupa României și atunci m-a trimisese în armată. 79, așa. Dar m-a trimisese în armată ăștia de la noi, de la Rapid. Și m-a trimis la Roman. Am făcut armată o lună jumate și mi-au dat voie să joc finala. Și după meci mi-a promis domnul ministru de la CFR, pe perioada Dănălache, el chema, mi-a promis că vorbește el și mi-aranjează cu armata. Dar când m-am dus la dânsul cu toată echipa să ne premieze, l-am întrebat și de situația asta. Că am venit de la armată, că m-au luat de la armată și am venit direct la meci, nu m-a lăsat să stau în cantonament. Și l-am întrebat dacă ce fac. Și am zis, băi băiatule, tu își faci armată. Și am plecat la armată din nou. Și pe urmă a venit Steaua, de acolo, de la unitatea militară, m-au luat la ei, la Steaua. Da, inițial n-ai vrut să te duci la Steaua? Nu, eu vreau să rămân la Rapid, pentru că la Rapid am crescut. Asta știai. Da. Deci, că trebuia să merg la Steaua, s-a numai Neatinel. A aranjat-o că el a plecat de la Rapid, de la noi, în perioada aia, și l-a luat Steaua. Și a zis, domnule, vreau pe Dumitru. Și atunci ministrul Ion Gheorghe, care era în perioada aia, sau Ion Coman, care era la Steaua, m-a trimis în armată ca să poată să mă ia. Și am stat în armată și o lună jumate și pe urmă m-au luat la Steaua. Și când erai la Steaua, atunci ai jucat cu Barcelona contra lui Cruyff. Steaua, da, contra lui Cruyff. Am jucat de vreo 3-4 ori, pentru că am jucat și în echipa națională, odată în echipa națională, de două ori cu Steaua și odată în Germania. Am fost într-un turneu cu Steaua și am jucat contra lor, cu lui Ajax, care erau și în turneu în perioada. Și deci Cruyff, după părerea mea, neobiectiv, a fost unul dintre cei mai mari, mai mare decât Pele, așa cred eu. Cruyff mai mare decât Pele, mai mare decât Pele. Am spus-o de fiecare dată, pentru că eu am fost un tip care am deposedat la viața mea, știam. Nu că le-am invitat, le-am... Ceea ce azi le-am nu prea se mai eu, practică, da. Nu le-am înființat eu, alunecările. Și deci și pe dreapta și pe stânga, așa, destructivă și mai altă constructivă, deci toate astea m-am născut cu ele și le-am perfecționat. La Pele am jucat cu el, m-am scuipat cu el, m-a scuipat și el, l-am scuipat și eu. Da, cine a început? El a început primul, pe cuvântul meu. Păi de ce te-a scuipat? Păi mie mi-a fost cam frică de el prima dată, pentru faptul că, voi, Pele, cum se zice, dar când am văzut că iau mingea, că poți să iau mingea, atunci ușor și am prins tupeu. Odată de două ori m-a scuipat, de trei ori, dar țin minte că l-a scuipat. Dar de ce te scuipa? Că îi luai mingea? Da, mă făcea pui de filă de putană. Da. Și la noi era lege pentru mijlocași de la Neangelo să nu scape niciodată înaintașii adversi pe, sau mijlocași direct pe fundașii central, Dinu sau Lupescu. Și atunci el scăpase spre Neaculae și m-am dus cu ambele picioare din spate și am luat mingea și i-am luat și picioarele. Și când ne-am tot încoloceam noi acolo, mi-a tras o flemă pe față, nu m-a spart de două și mă înjura într-una. Dar mi-a plăcut foarte tare de el pentru faptul că după mulți ani a dat declarații spunând că cel mai bun fotbalist care a jucat contra lui și care nu l-a accidentat și în sfârșit am avut mare valoare, a zis că Liță Dumitru de la România. Bun, și pe urmă, ca să nu rămâi dator, l-a scuipat și tu. Da, l-am scuipat și eu de la... Dar după meci am dat mâna, i-a dat Mircea, nu știam, cu tricou, să schimb tricou, nu. Lucescu. I-a dat Lucescu tricoul lui și el i-a dat lui Lucescu. Și eu am luat pe lung Glodoaldo, da. Glodoaldo și Calai împreună. Auzi, Ilița, asta e o discuție care nu se va sfârși niciodată, da? Vreau să întreb, care e părerea ta? De ce crezi că n-a jucat deloc Dobrin la Guadalajara? Ne-a vedere, este o întrebare care... Toată lumea o pune, nimeni nu dă un răspuns clar, eu nimeni nu știe. Nu vreau să supăr pe nimeni și nici nu vreau să vorbesc despre Dobrin rău, dar din ce am văzut eu și ce am fost acolo, fiecare jucător, dacă a jucat în echipă, a fost și fiecare s-a zbătut pentru postul de a prinde să joace. Dobrin, dacă n-a jucat, cred că n-a jucat din cauza lui. Așa cred eu. Nu au fost, cum au spus, că erau tabere Dinamo și alte sfârșit, discuții, dar și că Neangelo a ținut seama. Nu, eu cred că Dobrin n-a jucat din cauza lui. Da, era mai boem, era mai delesător, așa. Nu numai, și nu numai.
s-a supărat. Se mai trăgea și când o dușcă. Nu. S-a supărat cu domnul președinte al Federației Române de Fotbal. Ia unul... Cine? Mircea Angelescu. Mircea Angelescu, da. S-a ajutat cu toată lumea. Era căldură, în schimb, erau 35 de grade afară căldură. Ca astăzi, și, nu? Da. Și am jucat la vreo 600 de kilometri de Guadalajara. Și am plecat cu un buzu și ne-am luat ciocolăți pe la noi și, și după o perioadă când n-am fost atenți, curgeau de pe plasele de la mașina aia unde pusesem noi ce pusesem, curgeau ciocolățele se muiau și curgeau în jos pe noi. Și deci a jucat la Guadalajara vreo 20 de minute, dar n-a ieșit din semicercul de acolo. Deci tu zici că n-a fost un complot, că nu știu niciun complot. Eu eram rezervă la meciul ăsta, pentru că, adică, când am plecat la Guadalajara, eram rezervă, eram cu Radu Novaer în cameră și mi-a spus Cârilă, Radu, băi, Liță, vezi, stai în banca ta, antrenează-te, cine se antrenează cum trebuie, te joacă, cine nu se antrenează, nu joacă. Noi locuiam în formă de U, în mijlocul acestui U era un bazin de not. Două săptămâni am făcut un program mult mai lejer, în care a venit și chiar prietena regelui Carol, o chema Lupeasca, ne-a dat cheile de la Vila Dânsei și avea acolo tot ce ne trebuiește pentru mâncare, pentru antrenament, pentru tot. Am stat vreo 3 zile pe la ea, toată echipa, și în sfârșit ne-am antrenat acolo la ranch-ul ei. Și pe urmă ne-am întors la asta, am mers iar Guadalajara, am jucat 600 de kilometri de Guadalajara. Și acolo am mers cu mașina, în sfârșit, am avut timp să facem și altceva. Adică mai... Tu în Mexic ai jucat toate cele trei, am jucat de la început până la sfârșit două și unul cu Ceoslovacia, am jucat până în minutul vreo 80 și m-a schimbat Neandelul și a jucat Gherghele atunci. Deci Angelo Niculescu era mai degrabă un antrenor obiectiv, ca obiectiv să zic. Nu avea partipriuri. Nu. A fost unul dintre cei mai mari antrenori care venea și ne dădea de fiecare dată. Nu era pe timpul ăla, eu știu, să te informeze și să le arate pe video și pe asta. Să dea scris ce calități are fiecare jucător, ce defecte, ce absolut. Deci intrai în teren când să-l marchezi pe jucătorul ăla care trebuia să-l marchezi. Știai cine tot, ești știe, știe cam toate. Acum sunt alte modalități unde îți dau pe la televizor și îți dau ce îți dau în sfârșit. Mai meticulos decât Valentin Stănescu? Mai meticulos. Neatinire era un tip care punea ochii pe un jucător mare de tot, sau eu știu, mai micuț, sau foarte, foarte bun, și știa unde să-l pună. Deci, da, era un antrenor, din ce mi-aduc eu aminte, foarte intuitiv, da, care da, simțea da, foarte da, bine, da, dar da, nu avea cu cititul. Cu... Nu. Neatinel, Dinu era un nebun, ca așa îi spuneam noi. Când, ca să-i strice ședințelor Neatinel, el venea cu pietre de remine, Neatinel, și ne punea pe numere și punea pe fiecare roșu, albastru, însă și când se supăra procurorul, dă de la o parte, hai bre, Neatinel, că nu avem treabă cu astea, vezi de treaba ta, și plecam noi. Dar ce, în ce relație ai fost în general cu Dinu și cu Dinamo? Eu am fost, tu ai jucat peste tot lumea la Dinamo, da, nu? Da, da. Eu am fost foarte bun prieten cu Radu Novaer, Mircea și Dumitrache. Dinu era coleg de echipă, era un băiat foarte bun, dar era așa, cam un tip mai zburdalnic, era mai zglobiu. Era foarte inteligent, juca fotbal cu destul de mult devotament și chiar era și un bun mobilizator. Hai bă, hai, el era cu atmosfera bună, înțelegeți? Dinu a fost un jucător senzațional și un tip nemaipomenit. Da, a avut o constituție extraordinară. Stăteam la... Când cânta imnul, mulți aveau emoție. Și eu eram... M-am pus penultimul și ultimul era Moxu, Dumitrache. Și urmau ceilalți, spun la capitan și zic, nebunul de Moxu, ca așa îi spuneam, zice, băi, zice, vezi, la tribuna cu tare, rândul cu tare, o blondă frumoasă. O găseam până la urmă. Dar nu ne interesa imnul, că aveam treabă cu ale noastre. Și deci unii la imn, când începea să cânte imnul, se îngălbăneau de frică, că bine, pe urmă meciul respectiv, noi n-am avut niciodată emoție. N-ai avut niciodată emoție. Niciodată. Zim de Bobby Charlton, că ai jucat Bobby și Charlton, împotriva lui Bobby Charlton. Bobby Charlton a fost jucătorul care l-am atacat, i-am luat mingea, în sfârșit, și am intrat de multe ori mai dur la el, dar nu m-a băgat în seamă, parcă nici nu existam.
Adică n-avea niciun fel de ripostă. Cum intram la el sau cum... N-avea nicio treabă. Îi luam mingea, ok, nu-i luam mingea, era altceva. Deci nu, un tip foarte la locul lui și m-a respectat și a văzut de treaba. Nu-i de-a mea, în sfârșit, deci nu, nu, n-a fost dificil. Cel mai dificil a fost Pele, vă spun. Adică nu Pele, ci Cruyff. Că la Cruyff, când am jucat cu ei la echipa națională la Olanda, Neangelo mi-a spus să-l țin pe Cruyff. Vine pe partea stângă și zice, Liță, vezi că vine cu viteza întâia, în sfârșit. Când venea lângă mine, în ovidel, eu totdeauna am atacat mingea. Deci mă duceam cu piciorul deasupra mingii, cu lava piciorul, mă duceam deasupra mingii. Niciodată n-am găsit mingea și niciodată nu i-am luat mingea. Poate cred că l-am atacat de vreo 20 de ori. Și niciodată n-am reușit. Niciodată n-am reușit să iau nimic. O lua el înaintea ta. Pleca și când o lua el, când mă sculam eu sus, el era pe la 16 metri de ea, făcea ceva, de centrare, ceva. Dar mare, mare jucător, foarte mare. Și jucau, olandezii jucau pe timpul ăla exact ce joacă Barcelona, ăștia Barcelona, unde a fost Guardiola și Manchester City. Și Bayern München a jucat aceeași, cu multe pase, cum jucau brazilieni. Da, bine, astea sunt niște amintiri extraordinare. Să fi avut în decursul carierei asemenea adversarie. Și multe, mergeam în Brazilia pe timp de iarnă. De fiecare dată când trebuia să plecăm, mergeam atâția kilometri și întâlneam o grămadă fotbaliști de ăștia mari și buni prin Brazilia. Când mergeam în turnee, veneam câte o lună în turnee în Brazilia, iarna mergeam. Da, era obiceiul de a se pleca. Ne prindeau bine astea, că întâlneam echipe bune și ne făceau să putem să învățăm și de la ei fotbalul. Bun, ce amintire ai că sărim de la una la alta, de la Timișoara și de la Craiova? De la Timișoara am cea mai urâtă. De două ori ai fost la Timișoara, nu? Nu, am stat 8 ani și am plecat. Deci am stat 8 ani în Timișoara. I-am dat casa lui Marcel Răducanu, care am avut-o pe aici, în sfârșit, în spatele intercontinental. O aveam de la ministrul Comei, i-am dat-o lui Marcel ca să poată să-mi dea o altă casă în Timișoara. Și mi-a dat o casă în Timișoara și am stat 8 ani în Timișoara. În perioada asta au fost fluctuații în activitatea mea fotbalistică pentru faptul că am și greșit față de Timișoara, de echipă. M-am dus de la Steaua și ne-am calificat în cupele europene. Atunci când ne-am calificat, a venit un impresar la conducerea noastră într-un an, nu mai știu când a venit, și a zis, dom'le, sunteți invitați în Brazilia la un turneu mare din Rio. Veniți numai în condițiile că vine Dumitru și Dembrovski, care l-aveți în echipă. Și eu fusesem de vreo 3-4 ani în Brazilia, și am zis, bă, nu mă mai duc cu avionul, nu mai merg dacă mă împușcați. Și nu m-am dus. Nu ți-a plăcut să zbori niciodată? Nu mi-a plăcut și nici acum nu-mi place să zbor, dar Dumnezeu mi-a dat să zbor până mă ia în partea aia. Înțelegeți? Și deci nu m-am dus cu ei acolo în turneul ăla și de aici au porit adversitățile. Că n-ai vrut să te duci. Da, dacă ei erau jucători, Șerbănescu, ăsta, Angel, Nedelcu, și mulți și alții, Șerbănescu, erau mai ei mulți. Vreau să ducă și... Vreau să ducă, să vadă că Brazilia, închipuiți-mă, era și... Pricina ta nu s-a mai dus. Nu s-a mai dus și mi-am făcut dușman și atunci a fost un calvar Timișoara, urât a fost. Urât și mai ales urât pentru faptul că a trebuit să merg și la școală. Lucru care n-am putut să... Cum că am terminat asta... Mecanica, dar... Cu greu, a? Nu cu greu. Cu pile, nu cu greu, că nu mi-a fost mie. Mi-era greu să suport, să stau... Da, până la urmă, ai luat diplomă de inginer? Da, sigur, inginer. A, deci să zic domnul inginer. Degeaba îmi ziceți că n-am ce face cu ea, domnul. După am folosit-o numai când eram, după vreo 6 ani, eram în scandal cu Politehnica și nu mai eram la ei. M-am dus la fabrica de pâine din Timișoara, că n-am mai avut voie să antrenez în Timișoara, prin secretarul Pacoste îl chema, da. Și am dat ordin să nu mai antrenez sau să adică mai scriu. Devenisești persona non grata. Da, da. Și a trebuit să plec eu de la ei, de la Timișoara, am plecat pe la Rapid, în sfârșit, dar vreau să vă spun că deci în Timișoara am folosit toată diploma. M-am angajat la fabrica de pâine ca inginer. Și acolo la fabrica de pâine
M-a întrebat un maestru care m-a dat în primire și ia după Liță și explică-i lui Liță și a zis, domnule, ți-ai luat diploma pe bune, Nea Liță, sau, bă, mi-a luat-o nu pe bune, nu știu nimic, în sfârșit. Și zice, bă, atunci trebuie să facem naibii ceva, să putem să văd, zic ăștia, că ești meseriaș, că aici nu se merge pe pile, Nea Liță, bine. Și am mers pe o bandă, adică pe lângă o bandă din asta unde veneau biscuiți și zice, uite, tragem știftul ăsta și a luat de un știft de acolo, l-a tras, s-a oprit banda. Ține la dumneata că mâine când venim o să vezi dumneata și așa. Și a doua zi când am venit, băi băiați, uite, am venit cu domnul inginer să reparăm asta. Și a dat drumul la aia și eu zic, stop, stop. Și am băgat. Ai băgat ăla acolo și orice priceput. Asta e priceput, a zis. Auzi, dar era așa. Liza, nu prea ți-a plăcut cartea, ca să zic. Nu mi-a plăcut deloc cartea. Deci am învățat ca așa, ca bobocul, am trecut prin apă fără să mă ud. Cam așa, dar în rest nu mi-a plăcut. Și nu mi-am dat seama ce înseamnă facultatea. După mine, facultatea m-a depășit. Eu eram fotbalist și în sfârșit puteam să fac altceva. Dar era epoca în care dacă jucai fotbal, mai puteai să mai faci și ceva. Diplomă, trebuia să nu plec la Timișoara, așa zic eu. Dar asta a fost. Adică plecarea la Timișoara a fost o greșeală. O greșeală mare. Mare de tot. Mi-a spus Coman, ministrul Coman, care era ministru secretar de stat, eu îți dau dezlegarea să pleci pentru că am ținut la tine și tu mi-ai format echipa. După mine mă trimitea. Du-te după Zanfir, m-am dus și l-am adus pe Zanfir de la Ploiești. Du-te adul pe Troi, l-am adus pe Troi de la Pitești. Du-te adul pe Sameș, l-am adus pe Sameș și l-am convins pe Sameș și pe ăștia să vină la Steaua. Marin Florin, m-am dus și l-am adus. Și mulți alții, m-am dus și i-am adus acolo la Steaua, că pe majoritatea. Și ne-am făcut o echipă foarte, foarte bună. Bun, și la Craiova? Craiova a fost că, fiind la Timișoara, nu mai mă băgau în seamă ăștia. Eram la antrenor și jucător la CFR. În perioada aia se dădea drumul să mai mergi în străinătate ca jucător. Și Nea Viorel Kraus, care a fost antrenor la Salonic, mi-a dat telefon și a zis, bă, Liță, dacă ții pașaportul și vii încoace, uite-te, cum îmi cheamă, te luăm la Salonic. Și m-am dus să-mi iau pașaportul și nu mi l-a dat. Și atunci l-am așteptat pe domnul ministru Coman acasă. Asta a durat vreo 2-3 săptămâni. Ai dus acasă la el? Acasă la el, da. Așa. Și l-am așteptat dimineața și m-am prezentat la el și a început să... Mi-a spus așa, ai venit să te ajut eu? Eu nu te ajut pe tine. Și mi-a zis, vă rog frumos să mă ajutați, că e singura mea șansă și cu tare. Și pe urmă zice, bine, ai de la mine. Dar era supărat și el pe tine? Era supărat tare pe mine, tare de tot. Că plecasești de la Steaua, de ce? Da. Pe el mi-a spus să nu pleci de la Steaua, că ai să faci marea ta greșeală a vieții tale. Și așa a fost. Păi da, aveai grad, nu? Da, adică... Eram locotenent în coloană în perioada când plecat. În sfârșit. Și zice... Și te-au scos din armată. M-a scos cu o literă care nu e bună deloc. Adică acum n-ai nicio pensie de la armată. Mai trebuia încă 2 ani. Apropo de chestia asta, chiar mi-a spus acum cineva că s-ar putea să-mi ia în calcul treburile alea. Adică ce au fost atunci aia 8 ani de la Steaua. Să vedem, nu știu, să vedem. Adică tot sărim de la una la alta. Da. Bun, și acum pensia ai ceva? Da, am pensie. Am ieșit la vreo 18 milioane și acum am 34 pentru faptul că am mai muncit pe unde am muncit și am dus adeverințe și... Dar nu prea ai ieșit din fotbal cu mulți bani. Nu, pentru că Rapidul nu mi-au plătit dările către stat, Politica nu mi-a plătit dările către stat, la Steaua nu mi-a dat pentru că n-am avut 10 ani, am avut numai 8 ani, deci... Bun, și zi-mi, Liță, în America, acum cum te descurci? Ce faci? Mă mai ocup de fotbal de stat, de cum îl cheamă, cu copii, cu privat, și mai trăbăluiesc pe lângă casă. Dar n-ai reușit să intri la o echipă? Nu am reușit, am fost la o echipă. Prima dată când m-am dus acolo, m-am dus la un tip care avea școală de fotbal privată. Maică-sa era româncă și taică-sa era african. Și m-am dus la ăla și ăla mi-a promis marea cu sarea și în sfârșit m-a făcut să rămân și pe mine și pe nevastă mea. Dar am rămas pentru faptul că am zis, domnule, hai să-i facem copilului, eu știu, are o șansă. Și așa este, am o fată care e foarte, foarte deșteaptă, face parte dintr-o grupă de copii care sunt protejați de școli, Kifti se cheamă, și deci fata învață senzațional și pentru ea noi suntem acolo și suntem alături de ea și ea ne iubește foarte tare. Dar n-ai dus-o pe roze, nu?
Ne-am uitat ca toată lumea. Deci adică la un nivel civilizat, dar fără să fii bogat. Ne-am cumpărat, că pe n-aveam de un sambu bogăție, pentru că meseria pe care o aveam eu și care o am eu, sunt antrenor și ca antrenor, dacă nu știi limba, e lucru greu de tot. Da, acum, cum să spun, nu vreau să te simți rău, dar nici ca antrenor n-ai prea reușit, nici în țară chiar. Păi, și în țară n-am reușit așa de bine. Pentru faptul că am avut niște prieteni pe la... La cât de mare fotbalist ai fost. Da, așa este. Deci, Federația Română de Fotbal a fost condusă Mircea Sandu și în partea altă de Mitică Dragomir. Poate că lor la Mitică așa și așa, dar la Mircea Sandu cred că a trăit cu impresia că dacă n-a ajuns la echipa națională din cauza mea, nu cred că ar fi gândit treaba asta, dar nu m-am bucurat de atenție. De ce din cauza ta? Tu erai mijlocaș și era vârf. Tocmai. Nu m-am bucurat de o atenție sau în sfârșit la început de partea lui sau să fiu băgat în seamă, așa cum erau alții, pentru faptul că m-am marginalizat. Nu știu din ce cauza. Mai, eu știu, poate am greșit față de federație. Gură prea mare, Liță? Gură prea mare? Te-ai legat de ei? Nu gură mare. Am spus lucruri pe nume. Și acum le mai spun în continuare același lucru. Dacă jucă o echipă slab, trebuia să spun că joacă bine sau ce. Îi spuneam, de fapt, cum stau lucrurile. Mai m-am dus pe la echipe de fotbal. În sfârșit, era alt fotbal. Se juca mai valoros fotbalul. Se juca, se spune așa, cu jucători mai valoroși. Dar ușor, ușor, timp a trecut și valorile astea au dispărut. A dispărut generația lui Gică Hagi, a dispărut generația, în sfârșit, a lui Chivu și Mutu. Și am ajuns acum să... Acum se caută antrenori la noi în țară, dar și acum sunt o grămadă de antrenori care, în sfârșit, nu mai avem antrenori de copii și juniori, care să rămână numai și numai la juniori, cum vorbeam mai înainte. Și erau descoperitori de talente la 3 ani, în sfârșit, la cluburile mari. Și apăreau copiii și erau crescuți și ajungeau fotbaliști. Acum poate că și copiii au alte posibilități, în sfârșit au alte șanse în viață să poată să se dezvolte cu școala, cu mai multe. De când la noi erai fotbalist, era bine, era handbalist, era bine, era, eu știu, hocheist, era bine, deci toată lumea era pe sport. Acum fug de sport. Da. Apropo, Liță, de antrenori, e discuția asta legată de demiterea nord-irlandezului ăsta de la Rapid. Tu l-ai mai fi ținut? Nu l-ai fi adus? N-aș vrea să vorbesc despre Rapid, pentru că Rapid pentru mine a fost copilăria. Și am iubit-o foarte tare pe Rapid. Și Rapid, păi eu am plecat de la Rapid, n-am vrut să plec de la Rapid eu. Și m-a luat Neatinel, m-a băgat în armată, m-a ținut o lună jumate. Am ocolit Podul Grea vreo 10 ani. Și 10 ani de zile mi-a fost frică să calpă. De ce? Pentru că suporterii rapidiști sunt foarte, foarte, spun așa, afectivi și foarte pasionali. Pasionali, da. Și pasionați, da, pentru echipa lor. Și deci în condițiile astea când mai pierdeai câte un meci și în sfârșit nu le plăcea lor, mai am sărit de multe ori gardul și am fugit spre, nu numai eu. Și e adevărat asta sau e folclor? E adevărat, clar de tot. Și am de adică multe se supărau pe voi și să lăsați gardul. Chiar și Rică fugea cu noi când de ceva. Deci. Cine? Rică Răducanu, nu? A, Rică. Da, Rică era solid, nu? Dar nu, cu suporterii nu te păși. Iar aici la Rapid, cred că în general nu dirigează, că nu suporterii dau, dar domnul Șucu cred că ține seama și de treaba asta, de suporterii care sunt în tribune și cum se manifestă și mai departe. Și să spun eu că dacă a făcut bine pentru și medică sau nu știu, nu mă pricep. Da, denumirea lui Lucescu la Națională. Aici da, aici da. Deci dacă n-a venit Gica Hagi, așa cum Gica Hagi a declarat-o că nu vine, singurul care putea să vină este Mircea, pentru că Mircea este... Deci tu zici că a făcut bine că a luat Națională. 100%. El nu prea a convenit, așa am vorbit cu el și mi-a spus, nu că nu i-a convenit condițiile. N-ar fi vrut să vină, pentru că... El ar fi vrut un antrenor mai tânăr. Da, da, da. Și să-l formeze, și în sfârșit. Dar s-a dus pentru faptul că iubește fotbalul și totodată eu zic că Mircea va face treaba, pentru că el a format generația lui Gică Hagi. El a făcut multe în fotbalul românesc. E în primii 5 antrenori din lume, Mircea Lucescu, deci nu pot să spun. Ca număr de trofee. Da, așa. Deci Mircea este un tip priceput și adică și pe timpul nostru era un tip care ne
eu am fiind prieten cu el, mereu ne chemam, ne întâlneam, discutam, îi plăcea, era un bun organizator, Mircea. Foarte bun. Auzi, Liță, dar de echipa asta de la Euro, tu dacă ai fi fost în locul lui Edi Iordănescu, renunțai sau continuai? Nu pot să mă pronunț în locul lui. Eu aș fi continuat. Tu ai fi continuat. Da. Dar cum ți s-a părut echipa la Euro? O surpriză. Plăcută, foarte plăcută. Și totodată eu am simțit acum și ce a fost afară. Că m-am dus la meciuri și am mers cu oamenii. La rând, ai fost la meciuri în Germania? Da, vreo două meciuri. Așa. Am fost cu Belgia și următorul pe Belgia. Și am mers cu oamenii pe stradă, am mers cu galeria, am intrat înăuntru, am stat sus acolo unde trebuia să stăm. Da, atmosferă frumoasă și românii ca suporte au făcut o figură senzațională, da, frumoasă, da. Datorită rezultatelor lor fotbalistice care le-au avut de a câștiga meciul cu Ucraina și totodată meciul nu le... Ai fost și la Lod, la Würzburg? Nu, era aproape, eu știam Würzburg, că acolo am trăit 8 ani de zile. Ai fost și în Germania la un moment dat, hai că discutăm și despre asta. Da. Și deci am fost la ei la unde s-au antrenat, dar nu când era echipa națională, am dus când nu erau ei acolo. M-am dus, că am avut o întâlnire cu un ziarist care a auzit că am venit și am dus niște fotbaliști prin România, prin Germania, din România. Este Oloșuteanu, Claudiu Bozeșan. Așa, cu Bozeșan ești Bozeșan, tu prieten, nu? Bozeșan la mare, da, a murit acolo. Pe urmă, mai Pascu, Leu, de la Timișoara. Am dus, eu știu, 5-6 fotbaliști care mai trăiesc și acum. Ai fost fotbalist foarte mare într-o perioadă în care jucătorii noștri nu prea aveau voie să, chiar nu aveau voie să plece afară. Nu te-a tentat niciodată să rămâi? Nu ți-a oferit nimeni? Ba, m-a tentat odată să rămân la meciul cu Barcelona, când am jucat cu ei la ei acasă, de ne-au bătut cu 5-1. Atunci Cruyff s-a accidentat și a făcut un chist pe genunchi și a trebuit să-l opereze. Și Barcelona a venit și mi-a spus, Liță, dacă vrei să rămâi, a venit cu un translator, dacă vrei să rămâi, Barcelona te-ar ține și în 6 luni de zile te va face liber. Dacă... Capeți drept de joc. Da. Eu n-am rămas pentru că aveam fată, în sfârșit, aveam vreo cât avea, deci... Era fată măricică. Și aveam grad, domnule, zic, nu joc, nu rămân. Mi-a fost frică. Ți-a fost frică? Da. Dar uite, e frumos că recunoști, că alții spun, doamne, patriotism, ți-a fost frică. Mi-a fost frică. Da. Și alte tentative de asta n-au mai fost. Nu, n-au mai fost, pentru că noi, în general, când mergeam, scria pe noi clar, nu le dă voie să plece. Și deci știa toată lumea. Adică toți străinii care, nu știu, uite, Marcelo Ducanu a avut curaj, a plecat. Bulgarul, da. Da. Cred că a fost inconștient atunci. Că, da. De ce îi zici bulgar? Așa îi zicem noi lui Marcel. Bulgaru? Mi-e prieten foarte bun. Bulgaru, da, noi așa îi spunem. Bun, hai să vorbim un pic de perioada din Germania. Ai plecat în Germania și n-ai avut succes nici în Germania, nu? Mm-hmm. Eu am fost peste tot, neavident. Da, în Germania am rămas că fusesem pe la Craiova. Eram așa spre final și nu prea mi-a plăcut nici mie cum m-am comportat atunci, cum ce am făcut și așa mai departe. Am încercat, zic, hai să vedem ce-o fi. Că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și acum când am venit în America și m-am oprit la cumnată, pe camp, pe cumnată acolo. Și am venit, mi-a plăcut Germania. Mie îmi place. Germania e o țară frumoasă, în sfârșit. Acum nu mai e cum era înainte, că sunt mulți străini acum, înainte era mai puțin. Dar Germania e frumoasă. Dar nici nemțește nu vorbești, nu? Nemțește vorbesc. A, vorbești nemțește, dar nu reușești engleză. Engleză nu pot să-mi vorbesc în nicio formă. Nu, dacă stau de vorbă cu cineva pe stradă, dacă înțeleg 5% din ce spune el, e mult. Și am 7 ani de când stau în... Păi cum, Dumnezeu, dar n-ai încercat la școală să... Da, am încercat la început și am văzut că nu merge, nu mai vreau, gata. Și n-am făcut nimic. Adică n-am putut să învăț. Păi, da, dar e mai greu să te descurci într-o țară în care nu vorbești limba. Păi asta... Da, așa este. Așa, e greu, fără limba e greu, da. Bun, hai să facem așa o recapitulare. Deci, Rapid, Steaua, Timișoara, Craiova. Da. Unde te-ai simțit cel mai bine? Cel mai bine m-am simțit la Rapid.
Deși ai câștigat cu Steaua campionatele. Da. Și cel mai realizat și bine de tot a fost la Steaua. La Steaua a fost la superlativ tot. Da, a fost, era probabil mai multă organizare, mai multă ordine. Era disciplină, era, a fost o viață, deși rezultatele fotbalistice au fost destul de bune și onorate de, cum îl cheamă, de club de fiecare dată și am dus o viață frumoasă. Sigur că, dar numai că spre deosebire de mulți alți fotbaliști de top, cum ai fost tu, ai ieșit din fotbal fără să o situație materială da. Foarte bună, să da. Zic așa. Că nu mor de foame. Nu. Dar nici n-ai atâția bani cât ai fi putut da. Să ai. Deci, născându-mă, fiind din Comuna Roșu și totodată un copil dintr-o familie... Din satul Roșu. Din satul Roșu. Comuna Chiajna. Comuna Chiajna. Părinții mei au fost niște oameni simpli. Fiind trei băieți și o fată, școala la noi nu prea a contat, că na, tata spunea, domnule, să termin școala și restul fă ce vrei tu și la revedere. Am terminat fiecare câte alea, eu 8 clase care trebuiau să le termin, n-am continuat mai departe, mai târziu când am fost fotbalist, am făcut și liceu și pe urmă, în sfârșit a fost facultatea, dar facultatea m-a ajutat și cred că a fost una din greșelile mele mari, că m-am dus să mă expun, nu mi-a plăcut. Mergeam la laboratoare, neovident, și venea profesorul și umplea o tablă de aia plină cu socoteli și cifre și în sfârșit, 2-3 ore că stăteam acolo, nebuneam. Da. Da, bă, altul deschidea un restaurant, găsea o soluție. Nu, n-am fost priceput. N-am fost descurcăresc, ca nu, să nu, zic așa. Am făcut, deci am construit vreo 3 case cu totul, dar înainte, pe timpul lui Ceaușescu, am schimbat vreo 10 case. Din fiecare casă le luam, puneam ferestre noi, puneam tot. Și te mutai. Și mă mutam de 2-3 ani. Nu mai îmi plăcea, hai să ne mutăm. Am fost un nestatornic. Da, acum fiecare își trăiește viața. Da, normal. Și știi cum se zice, fiecare om e altul. Da, m-am căsătorit a doua oară, deci nu acum de curând, de mulți, a doua oară. Copiii mei din prima căsătorie sunt fiecare la casa lor și o duc foarte bine. În sfârșit, acum fetița mea este așa cum este și... Asta din toate... a doua da. Căsătorie. Da. Care par foarte mândru. Da, sunt foarte... Și de ceilalți sunt mai puțin de fată, cea mare. De băiat sunt foarte, foarte mândru pentru că Claudiu, el mi-a spus să nu mai vorbesc, dar vreau să spun că este un din primii 5-6 oameni de cum îl cheamă, intră în IT, în computer, IT-ist este. Intră așa. În secretele peste tot. El dacă intră și le descoperă, el poate să le și închidă și nu mai intră nimeni în ele, înțelegeți? Și este foarte bine, a fost 10 ani în Singapore, acum este în Canada. Își vede treaba lui și... Auzi, Liță, dar în America te mai uiți la fotbal, mai știi fotbalul român? Ai televizor, prinzi ceva? Prin America... Nu, vorbesc de România. De România am toate programele astea care sunt în engleză, din Anglia, care peste tot. Văd toată România tot timpul în America, adică și cel America. Televiziunile din România le vezi? Le văd toate, da. Și cum ți se pare fotbalul de azi față de ăla din epoca în care jucai tu? La noi sau? La noi, da. La noi, diferență de la cer la pământ. La noi se juca fotbal, ne-au vedea. Și pe timpul nostru, jucătorul care venea la fotbal știa să lovească mingea, dacă nu cu două picioare, măcar cu al lui ăla de bază, era jucători adevărați care... Nu puteai să le iei mingea așa ușor. Acum, toți care sunt la fotbal, primul lucru care îl are în cap când vine o minge la el, să dribleze. Și el nu știe să dribleze. Nu știe să lovească mingea. Și nu știe multe. E adevărat că în fotbalul nostru driblingurile sunt din ce în ce mai rare. Dacă n-au învățat nimic și n-au găsit, n-au avut șansa să aibă antrenori care am avut noi, care i-au avut Gică Popescu sau Gică Hagi, sau chiar și Mutu, poate. Dar au dispărut cei care veneau pe teren de fotbal și spunea, bă, vină încoace. Vedeau un copil fotbalist și lua Așa zis, căutător de talent. Da, da, da.
La toate cluburile au fost deștea, căutători deștea. Pe la Dinamo au fost ei, tot Varga și cine au fost și alții înainte, în sfârșit, după ei. Și la Rapid a fost Cristescu, a fost Michi Mihailescu, Belizna și mulți și alții. La Steaua, Catană și la Pitești, ce să vă spun, Ianovski. Și, deci ăștia au dispărut. Și dacă au dispărut, acum au venit la toate cluburile, sunt toți cu licențe, dacă nu pro, mai puține decât pro, și antrenează și habar n-am. Tu n-ai licență pro, nu? Eu am pro, super pro. Cum să n-am licență? Ai pro, da? Am tot ce îmi trebuiește, nu-i problemă. Păi nu prea se făceau examenele aici, bă, că da. Ai dat. Păi da, dacă se dă la fotbal, normal, nu, ne-au vedea. Da. Ia zi-mi, Liță, aici ca la Steaua. Teori. Care? Mai e Steaua asta? Steaua? Steaua CSA? Asta. Care e adevărat? A lui Gigi. Păi, care s-a înființat. Vedeți că joacă în divizia B și nu, deci, are drept FCSB-ul e Steaua după tine. Da, da, absolut. Eu am jucat la FCSB, dacă am. Bun, dar n-ai încercat să te apropii de Gigi? Că poate te ajută, Gigi, poate... Gigi, nu. Odată am vorbit cu Gigi când am venit din Germania. Nu știu prin ce an a fost. Eram cu nevastă mea și cu fiul meu prin Germania și ea a rămas acolo cu fata și am venit în România, am vorbit cu el și am zis, bă, Gigi, trebuie frumos, îngrășează-mă și pe mine 6 luni la tine, la echipa a doua, până vine nevastă mea din Germania, până în vară. Și după aia mă întorc înapoi la Concordia. Și așa a făcut, m-a primit și am antrenat echipa a doua și atât. Dar nu, n-am. La Gigi au stat o perioadă mulți jucători. Bumbescu și ăștia care... Adică a fost drăguț cu tine. Cu mine, da, foarte drăguț. Gigi e un băiat pentru mine. Când m-am operat, Luțu mi-e prieten și a zis, tati, Gigi vrea să doneze pentru tine să poți să-ți plătești operația. Am și ți-a plătit-o el? Nu, mi-a dat niște bani în care eu... Cardoș a fost cel care... din care ai plătit. Da. Și, da, deci Gigi, nu m-am dus la el, că nu vreau să-l supăr. Este pentru mine un băiat foarte valabil. Auzi, Liță, da, ți se pare normal ce face el, că se bagă la echipă? Că nu. Stabilește formația, că hotărăște schimbările? Nu e normal, dar el își face treaba lui. Și ușor, ușor începe să învețe câte ceva. Da, adică succesele echipei sunt într-un fel și ale lui. Și ale lui, deci, devine antrenorul numărul, păi da, unu. Cu licență. Să scoatem antrenorul anului. Da, dacă se mai califică mai departe. Bun, tu când antrenai, acceptai vreo ingerință, vreun amestec, vreun... Și totdeauna am făcut formația cum am vrut eu și totodată am băgat jucătorii care am crezut eu. Păi bun, când antrenai la Chiajna și venea primarul Mircea Minea... Mircea nu se băga. Mircea. Nu se băga. Nici Miron Cozma, am fost la Petroșan când am promovat cu ei. Nici Miron nu s-a băgat. Adică n-a venit Miron Cozma să spună, bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla. Niciodată, nu. El spunea așa, băi, ce mai e? Băi, Mirone, mai dă-i și lui Matincă niște bancă. Gata, vedea, fac bani Matincă, dă-i lui ăla. Miron a fost un băiat foarte, foarte valabil la fotbal. Da. În alte părți nu mă bag. A murit fotbalul și în Valea Jiului. A murit, dar poate să vină și ei, probabil, eu știu. A murit deja. Da. E posibil în timp să renască, să zic așa. Probabil, da. Stadion au, acum nu mai e modern, probabil că trebuie să-l dărâmești pe ăla. Dar Miron a fost un bun președinte la mine la club. Adică a fost aproape de fotbal și zici tu că l-a ajutat. A ajutat fotbaliștii, ce am să pomenit. Ce e în afară de fotbal e altă discuție. Da. E, bun, am cam ajuns la final. Zim, ce faci? Stai toată vara, pleci, revii? Să văd, deci nu știu. Am venit... Să învăț copiii să joace fotbal, să lovească mingea și cu ambele picioare și cap și tot ce trebuie. Vreau să învăț copiii. Că mai mă duc și pe la echipa mare, dacă e nevoie mă duc, dacă nu... Sunt condiții la Chiajna? La Chiajna sunt și copii și acum o să facem reclamă, ce fel de antrenamente facem și vin copii și la Chiajna sunt super condiții. Super condiții de performanță, vă spun cinstit.
Dar atunci de ce nu obțineți performanță? Păi dar cei care trebuie să obțină trebuie echipa să se zbate în Liga a doua și abia a scăpat de retrogradare. Eu sunt plecat de 7 ani de uita, nu știu ce au făcut la echipă până acum. Am mai vorbit cu domnul președinte Tănase, mai vorbit și cu Mircea. Am venit să ajut copiii. Bun. Ideea ta este însă să te întorci în America? Păi sau? Normal. Normal, da. Rămâi aici. Păi am fata acolo, trebuie să mă duc. Nu? O să stau o perioadă, nu știu, să vedem cât, și merg acolo, sigur că merg acolo, normal. Bun. Fata mea trebuie să facă facultate. Eu am terminat. Dacă mai ai ceva de spus, eu vă mulțumesc din proprie inițiativă. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Ați fost și veți rămâne prietenul meu, mai mare, cu sfaturi și cu tot ce trebuie. Și oricând și la orice oră, când aveți nevoie, vă stau la dispoziție. Mulțumesc mult. E un vot de încredere, ca să zic așa. Doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului românesc, Liță Dumitru, a ajuns și el la 74 de ani. Îi mulțumesc pentru prezență, îi urez succes, vă mulțumesc dumneavoastră în speranța că v-ați uitat la noi și vă doresc numai bine până săptămâna viitoare când ne reîntâlnim. La revedere! La revedere! Trăiește jocul la un super nivel. Superbet. Fii super!